Marți 23 ianuarie 2024, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Hunedoara a hotărât suspendarea formei de protest până la data de 15 februarie 2024. Tribunalul Hunedoara va relua activitatea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței începând cu data de 25 ianuarie 2024. Într-un comunicat de presă, judecătorii de la Tribunalul Hunedoara și-au anunțat decizia de suspendare temporară a protestului demarat la jumătatea lunii decembrie a anului trecut. Începând de mâine 25 ianuarie, se vor judeca toate cauzele aflate pe rolul instanței, nu doar cele considerate urgențe ca până acum. Vă reamintim că judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au suspendat protestul tot temporar, începând cu data de 9 ianuarie, iar cei din cadrul judecătoriei Deva, începând cu data de 22 ianuarie. Deși nu au fost rezolvate problemele care au declanșat inițierea protestului, acesta a devenit lipsit de eficiență în contextul în care, la nivel național, majoritatea instanțelor au reluat activitatea, au mai menționat judecătorii din Deva.